Rețete și analize medicale de sute de mii de lei decontate de Casa de Sănătate Vaslui, dar de care nimeni nu s-a folosit. Asta a descoperit auditul Casei Naționale. Au fost decontate servicii medicale în plus, au fost decontate servicii medicale nemeritat. Există foarte multe, există cercetări vis-a-vis de rețete care nu se știe dacă au fost ridicate de pacient sau nu. Pentru bani, de asta cred vasluienii că medicii și cei de la laboratoarele de analize medicale au recurs la tot felul de artificii în acte. Păi se răspunde normal, fiecare se răspunde de greșeala lui, nu? Sunt atâția oameni bolnavi, oameni care nu au bani să-și iei medicamentele. De ce credeți că a făcut așa medicul sau cel de la laborator? Păi ca să iasă și ceva, eu știu de ce. Și rețete și diagnostice, nu mi se pare corect, da? Salariile sunt mici, asta e problema peste tot. Dacă i-ar motiva salarial, probabil n-ar mai... Așa încearcă și ei să-și suplimenteze veniturile. Trebuie să vadă bolnavul ce are și cum. Bine, nu? De ce credeți că procedează așa? Să zic sau să nu zic? Banii? Banii? Asta este și să facem. Aștept oamenii noștri. Banul corupi. Casa de Sănătate Vaslui încearcă acum să dea de urma celor vinovați. Sancțiunea se poate îndrepta către medicul prescriptor, se poate, care, deci, mă rog, nu a prescris corect sau poate chiar pe un formular corect. Se poate îndrepta către laboratorul de analize care poate nu... la fel nu a respectat niște condiții, deci de acolo se dau sumele respective. Sau, atenție, se poate îndrepta către asigurat. Dacă, de exemplu, a dat o declarație pe proprie... Vă dau un exemplu. Nu ai voie să mergi la medicul de familie să ridici rețetă dacă tu în acel moment ești internat în spital. Practic, la medicul de familie, tu trebuie să dai o declarație pe proprie răspundere, este un formular tipizat și o semnezi și spui că atunci, în momentul în care tu ai ridicat rețeta, nu ești internat în spital. Casa de Sănătate Vaslui încearcă să recupereze sumele și nu se gândește momentan să aplice amenzi celor care au greșit.